Oameni buni, suntem din nou la drum, ne deplasăm către Rădăuț. Încă suntem cu buzul de locuri. Aici trebuia să stea Elisei, dar o mers cu mașina lui, pentru că trebuie să descărcăm busul. În spatele meu vedeți niște Nutella, da? Dacă nu se vede bine, vă zic eu, e Nutella. O să fie pentru cadourile care le facem acum în perioada aceasta, când copiii așteaptă câte un cadou. Sunt aici cu Emanuel. La ce vă ori? Și vreau să vă relatăm o scurtă mărturie, dar să spun Emanuel prima dată ceva. La noi este foarte frig. A început să ningă, afară este zăpadă. Ne-am trezit de dimineață direct la activitate. Astăzi ne-am lăsat ziua liberă ca să ne putem implica la misiune. Chidăm înainte, afară este foarte frig, în bus este cât de cât călduț și Doamne ajută! Drumul e în regulă pentru că nu e așa frig ca să înghețe, într-adevăr e umed, dar nu se duce nicăieri busul. În niciun șans la cât de greu e. O să avem și busul de marfă cu ajutorul lui Dumnezeu și, bineînțeles, cu implicarea voastră și a celor care s-au implicat deja până acum. Să vă dăm o informație și despre resursele care s-au adunat pentru bus. Suntem în căutarea unui bus. Acum depinde ce preț va avea busul când îl vom găsi. S-au adunat aproape toate resursele. Da. Acum vreau să vă spun povestea despre care vă spuneam adineauri. Eram la Târgu Neamț, la școala duminicală și vreau să vă spunem de ce investim așa de mult în copii. E o întrebare, bă, dar cadouri faceți? Plecați de fiecare dată, în fiecare sâmbătă, la copii? Pleacă toate mașinile și alte mașini ale voluntarilor către 6 școli duminicale? De ce atâta investiți în copii? Are rost? Păi atâta motorină consumată, de atâtea ori gustarea care trebuie dată la copii. Nu vă dați seama, copiii așteaptă o gustare. Sucul slavă Domnului că l-am rezolvat și v-ați implicat. Le mulțumim celor care s-au implicat pentru sucul de mere. Dar să revin înapoi, eram la Târgu Neamț. Tocmai am ajuns cu echipa de instructori. Copiii erau adunați toți acolo și am avut o mică discuție cu responsabilul de la Târgu Neamț, fratele Ban. Și mi-au spus în felul următor. O venit ceva musafir la biserică și acei musafiri au început să întrebe copiii diferite întrebări. De cultură generală, din Biblie. Și copiii au știut perfect. Și spunea responsabilul în felul următor. Băi, erau întrebări care noi, cei maturi, nu știam să răspundem la ele. Dar copiii au știut. Cum să nu investim în copii? Cum să nu facem tot posibilul ca acești copii să aibă școală duminicală? Cum să nu le ducem cadouri? Când știm că acești copii vor fi oamenii maturi de mâine, care vor reuna și vor construi societatea de mâine. Și, bineînțeles, ei vor întrega țara de mâine. De ce să nu investim? Investim cu tot dragul. Și misiunea Bucovina este pentru copii, este pentru educație și misiunea Bucovina este pentru a ajuta numele Lui Hristos pe toți cei care au nevoie de lucrul ăsta. Alătură-te și tu și Dumnezeu îți va răsplăti. Noi aproape ajungem aici la hală pentru a lăsa produsele. Continuă să te rogi pentru misiunea Bucovina. Avem nevoie de susținere spirituală, este cel mai important. Și Dumnezeu cu siguranță va deschide toate ușile necesare de care avem nevoie pentru această lucrare, așa precum avem și în descrierea misiunii noastre, numele lui Dumnezeu să fie mare între națiuni și mare în inimile noastre. Fiți binecuvântați!